Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. A început noul sezon, hai să vedem ce reward-uri am primit în tier, dar înainte de asta vom începe cu chesturile de aici. Avem un silver chest cu 150 de gold, goblin cage, cannon și giant skeleton, bun, o epică din silver chest. Avem și un magical chest cu 1500 de gold, elite barbari, skeleton barrel, skeleton dragons, fire spirits, goblin cage, opa, barbarian barrel și avem o legendară. Hai să vedem ce legendară ne pică din acest magical chest. Un lava hound, bun. Ok. Ne-am uitat repede și aici, avem ceva de donat, niște Electro Spirits. Hai să ne luăm și din tier gold-ul, avem 1000 de gold pentru început. Și să vedem din Trophy Road ce găsim aici. Bun, 5000 de gold, avem un epic trade token care se transformă în 1000 de gold. Bun, avem un epic chest. Și chiar avem nevoie de epice, pentru că momentan nu avem niciuna care se apropie. Rage e cea mai aproape de level 13. Avem și un X-Bow, Hunter, Cannon Cart, bun. Destul de multe cărți bune acolo. 5000 de gold. Hai să vedem, la rare nu prea contează, pentru că deja le avem pe toate la nivel maxim. Încă o legendară. Și avem aici un Ram Rider, excelent, mult mai bun decât Lava Hound-ul. Deși și Lava Hound-ul poate fi folosit în anumite decuri. 5000 de gold, un Legendary Trade Token care se transformă în 2000 de gold și un Giant Chest. Avem aici 2900 de gold, Skeleton Dragons, Wizard, Electro Spirit, o grămadă și Battle Healer. Bun, ajungem la 7600 de gold și aproape 10000 de star points. Ok, și vom continua cu meciurile din noul challenge. De fapt, sunt două challenge-uri la pachet. La finalul celui de-al doilea vom putea câștiga acest emote, dar e mult până acolo. Și avem câte 5 gold-uri. 5 gemuri pentru victorie în primul challenge, din care nu putem pierde, iar la al doilea lucrurile devin mai serioase. Și anume la 3 înfrângeri vom ieși. Trebuie să ne facem un deck cu acest elixir golem și nu avem toate cărțile la dispoziție. Ba, cred că da. Bun, Battle Healer, luăm Flying Machine-ul și Fireball-ul. Băi, aș mai lua aici un Poison, Freeze-ul, Tesla neapărat și Fire, cred că ar merge bine. Sau poate Eros, hai să vedem. Fire, cred că poate Fire Spirit. Hai să lăsăm Firecracker-ul și încercăm așa cu primul meci. Avem doar 3,8 pe media de elixir cost. Dacă ar avea un alt tank în deck. În fine, vom vedea. Oricum, primele meciuri sunt efectiv de încălzire, să ne obișnuim cu deck-ul și nu contează de mult dacă vom pierde. Începem direct cu elixir golemul. Punem și firecracker-ul aici. Are și el un firecracker acolo, să-i dăm o...
Fireball pe el. Da, și ajung pe turn. Bun, excelent, scăpăm de... de acel Mega Knight. Am fi putut avea probleme cu el. Să punem aici... Oh, ce... ce noroc a avut. Dacă am fi scăpat cu... Fire, cred că în viață era... era ceva mai bine. Am fi... am fi dat ceva damage pe, pe tur. Să punem aici Battle Healer-ul. Bun, și scăpăm de Knight. Avem din nou... Firecracker-ul pe, pe maxim. Să punem un poison acolo, scăpăm de, de Firecracker-ul lui. Să punem aici Elixir Golem-ul. Să punem și, și Firecracker-ul. Da, și vedem că scorul e destul de strâns până în acest moment. Uite, Flying Machine acolo, trebuie să-i scoatem turnul la, la acest atac. Punem aici un Battle Healer. Ok, dăm acolo un Fireball pe, pe acel Magic Archer. Da, și ar trebui să, să câștigăm acest match. Nu cred că mai nu mai putem pierde. Și punem Elixir Golem-ul aici. Să pun și Tesla, să scăpăm de acel... Ok. Să pun Elixir Golem-ul, ar fi trebuit să-l pun un pic în... în stânga. Să-l... să-l atragă pe acel, pe acel Mega Knight. Dar oricum, reușim prima victorie din, din acest challenge. Și ne luăm acel reward de 5 gemuri. Cu siguranță meciurile vor deveni din ce în ce mai grele pe, pe măsură ce vom avansa. Ne luăm gemurile. Dar nu știu dacă să mai dăm un match. Cred că, cred că e suficient. Mai degrabă am juca în... în arenă. Par mai, mai interesante meciurile de aici. Așa că hai să-i dăm, să-i dăm drumul cu un, cu un battle. Cu un duel, de fapt. Și jucăm cu Johnny Johnny. Începem cu primul deck. Deckul nostru clasic cu care jucăm meci de meci. Vom trimite Valkyra undeva pe partea stângă și o să punem și arcașele în spate, dar are acolo prințesa. Punem în continuare arcașele, aș trimite, aș trimite mini P.K.U. Încercăm aici un, un Eros, dar nu reușim mare lucru. Nici măcar Erosul nu l-am dat pe turn. Nu fi dat acolo 105 pe damage, cred. Ei, vine destul de nasol acest, acest balon. Ne scoate Tesla și lovește un pic și turnul. Hai să vedem cu Hogu dacă reușim câteva hituri. Bă, din fericire n-are Tornado. Părea un deck cu Tornado, așa la prima vedere. Punem arcașele. Scăpăm aici de Nightwitch. Uf, și rămânem în viață cu ambele. Oamele arcașe, hai să vedem acest atac. A, din păcate a avut Mega Knight-ul. Nu aveam ce să-i facem acolo. Încerc să scap aici de, de Mega Knight. Probabil va pune prințesa, dar a reușit mini P.K.U. să, să o scoată. A, și ne păstrăm acest avantaj de 700 de hit points. Între turnul lui din stânga și turnul nostru din stânga, o să trimitem acum Hogul și probabil arcașele aici în spatele lui. Un drum
microfon, dăm și un freeze aici. Da, nu știu dacă vă reuși un hit. Da, nu reușește. Oricum, îi ținem trupele destul de departe de turnul nostru. Și scoatem aici și balonul cu... cel... Knight. Da, așteptam să pună... să pună Mega Knight-ul. Avea două variante. Fie Mega Knight-ul, fie... Minions. Să ținem acum Pogul. Și vom da un freeze, mai așteptăm un pic. Să vedem aici, excelent. Trebuie să pună minionii. Ah, busă! Pus prințesa și eram destul de, de aproape să o, să o lovim acolo. Să încercăm aici un mini P.E.K.K.A. și un, și un freeze. Ajunge pe turn și scoatem da, scoatem turnul. Reușim prima victorie din, din acest duel. Să vedem dacă vom reuși cu, cu deck-ul cu golem. A fost meciul în care am reușit să, să câștig fără să folosesc deloc golemul cu, cu acest deck. Fireball. Da, și pune destul de bine scheletonii. Să fie mai de om neapărat. Dar mai important de, de acel wizard să nu dea pe tot. Da, începem cu mic dezavantaj acest, acest match. Va trebui să forțăm un pic. Oh, și bine, ne-a prins acolo și bandita și... Spun flying machine-ul. Da, aș fi preferat să-l atrag pe, pe Belly Dragon. Dar nu s-a întâmplat asta. Da, din nou pune excelent skeletonii. Ne scoate flying machine-ul cu, cu turnul. Așa, o să încercăm, pune Baby Dragon în spate. Pune Furnace-ul aici, voi pune Bandita. Bun, scoatem Hogul. Scoate și, și Wizard-ul acolo și vom trimite Dark Scavenger. Dar a jucat foarte bine cu, cu acest deck. Șanse mari să ne bată. Dar scoatem golemul la, la atac. Este cam singura șansă care ne-a rămas. Zepis aici. Flying machine-ul pus cam prost. Dar am avut noroc. Am avut noroc și poate vom reuși să ținem mai mult din... din acest match. Punem bandita. Să punem și Dark Goblin-ul acum. Dăm aici un Fireball pe Wizard. Bun. Reducem semnificativ din, din diferență. Mai punem aici un Furnace. Hai să vedem. Avem nevoie acolo de două fireball-uri să putem scoate turnul și cred că reușim victoria. Da, cu puțin noroc reușim să întoarcem scorul. După ce am fost conduși la o diferență destul de mare și, sincer, nu credeam că vom, vom reveni. Bun, începem destul de bine acest war.
Momentan sunt pe locul 2, dar mai mult până la sfârșitul zilei. Bun. Băi, ne oprim aici. Sper că v-a plăcut acest episod și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.